Introducerea educației sexuale în școli ca disciplină obligatorie ridică în continuare mari controverse. Copiii ar trebui să cunoască aceste lucruri de la un adult, spune Claudia Brighidovici, coach pentru părinți de adolescenți. Informația primită de la persoane avizate să le ofere, de la persoane care știu despre ce este vorba, este esențială. Pentru că ei preiau oricum informația aceasta. Ei oricum văd tot felul de videoclipuri și tot felul de reclame pe internet. Și ei interpretează în felul lor. Mircea Miclea, fostul ministru al educației, spune însă că subiectul este unul sensibil, care trebuie predat într-o manieră inteligentă. Nu vede, deocamdată, necesitatea unei noi materii. Cred că o nouă materie este o soluție proastă. Trebuie să facem o diferență netă între cunoștințele de care au nevoie elevii. Cred că au nevoie de mai multe cunoștințe despre riscurile tulburărilor sexuale, a sarcinilor premature și așa mai departe, dar nu cred că au nevoie de o nouă materie prin care să se învețe aceste lucruri, mai ales în condițiile unei programe supraîncărcate. România ocupă locul 2 în Europa la numărul de mame adolescente. În 2019, ultimul an cu date centralizate, au fost înregistrate mai bine de 16.000 de cazuri noi, potrivit UNICEF. Laurențiu Dinu este profesor de geografie la Liceul Internațional de Informatică și spune că educația sexuală în școală ar putea fi soluția care să ducă la scăderea sarcinilor nedorite. Copiii trebuie să cunoască diferența de gen dintre fete și băieți, anatomic vorbind, modificările specifice în perioada pubertății. Ei pun întrebări încă din clasele mici, să știți. Din clasa 5, a clasa 6, vin cu întrebări și mai ales vin cu întrebări către părinți și părinții observă lucrurile astea și ne transmit nouă diriginților sau profesorilor aceste schimbări ale lor. Senatul a respins marți, în calitate de prim for sesizat, cererea președintelui Iohannis de desfășurare a orelor de educație sexuală în școli. Dacă reexaminarea este respinsă și de deputați, elevii vor face educația sanitară în școli doar cu acordul părinților.